Asta e data Andreea. Gata. Ah, mai faci acum. Uite că ești mai bine acum, că la ex. Ce fetițele sunt, Gata? Lăsăm un pic să se răcească, da, da, desfipim, da. Și pe de asta. A tot întors să fie, de fapt, să ridică în sus. Iluțele, unde se găsesc margelele? Se găsesc de cumpărat la magazine, gen ITB, dacă știți, din Polus. Sunt magazine care promovează tot felul de hobby-uri. Și cum se numește? Hama Bead, bead-uri. Da, le recunoașteți. De când au apărut? Nu știu să vă spun de când au apărut. Cine a făcut figurina? Noi, eu nu am. Cum ați făcut? Zitoane. Cu biluțe, cu margele? Ți-a avut un model? Da. La unde? Dar la ăsta, la ăsta, nu, ăsta nu. Da, da. La ăsta, la ăsta, la ăsta, la ăsta. Și alu-ți-le. Celelalte le-ați făcut voi după, da, cum v-ați gândit? Ce faceți cu ele? Noi le punem pe brad. Păi, voi le puneți, nu? Moșu. Voi le-a găsat să vadă moșu ce-a făcut. Cât va, cât timp v-a luat? Cât? La ora 4. La ora 4. Cât e ora? V-ați mai jucat cu margelele acestea? Da. Avem acasă. De când? De când? De 2 ani. Da. Și am făcut 10. Bravo. Cum vă numiți? Mai bine. Numele tău? Mara. Felicitări și succes. Păi, văd că au rămas o grămadă. Majoritatea au ales steluțe sau a fost model? Da, s-a ales model Bulgitenia și după aia au început să-și facă și de la ei modele. Sunt durabile, rezistă sau se... E plastic. Thank you.
domnul Șapelba. Thank you.
Да.